Viorica Trohin și bine te-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vorbim ce să mâncăm ca să ne protejăm de razele ultraviolete. Alimentația este prima linie de apărare. Da, într-adevăr, trebuie să ne protejăm din interior și apoi din exterior. Razele ultraviolete distruge colagenul la nivelul pielei și astfel apar ridurile. Pielea noastră are trei straturi, epiderm, derm și hipoderm. Cremele care le folosim pentru protecția solară se aplică din exterior, ceea ce este aplicăm pe epiderm, care reprezintă doar 20% din piele și 80% din piele este derm și hipoderm. Pentru a o proteja, e nevoie să avem o alimentație adecvată pentru a lupta împotriva oxidării și a soarelui care îmbătrânește dramatic pielea. Dacă vei viziona acest video până la sfârșit, vei afla ce să mănânci timp de o zi ca să-ți protejezi pielea. Da, sunt oameni care au un strat mai puternic de colagen și o piele mai protejată, deoarece mănâncă foarte mulți antioxidanți. Antioxidanți sunt cei care protejează pielea. De ce e important să avem o alimentație echilibrată și adecvată pentru a proteja la maxim pielea ca să fie sănătoasă și tânără? Haideți să trecem la treabă și să povestim ce trebuie să mâncăm ca să ne protejăm. 1. Sunt fructele și legumele de culoare roșie și portocalie, ca roșiile, pepenele verde, ardei gras roșii, rodie, grapefruit. Cele portocalii sunt morcovii, caisele, persicii, pepenele galben, papaya. Ele au o cantitate mare de antioxidanți care ne protejează pielea și putem face salate, smoothie, supe creme și astfel ne protejăm organismul. Fructele și legumele de culoare roșie conțin cantități mari de licopen. Este un antioxidant puternic care apără pielea de radiațiile solare și ajută organismul să lupte împotriva radicalilor liberi. Dar beta-caroten, care apără sănătatea pielii, întârzie apariția semnelor de îmbătrânire și grăbește recuperarea acesteia după arsuri solare. Roșiile conțin licopen, este un antioxidant puternic împotriva radicalilor liberi și protejează pielea de efectele nocive a razelor ultraviolete. Roșiile conțin 94% apă. Și pepenele verde este și el bogat în licopen, care oferă o culoare roșie. Consumați acest fruct delicios pentru ca pielea dumneavoastră să fie apărată de razele ultraviolete. 2. Sunt legumele cu frunze verzi, ca salata, varza, spanacul, pătrunjelul, dovlecelul. Toate acestea le putem mânca deoarece au o cantitate bogată de sursă de luteină. E un carotenoid cu o importanță deosebită pentru protecția solară a pielii. Luteina crește elasticitatea pielii și crește rezistența acesteia la razele ultraviolete, contribuind totodată la ameliorarea acnei. Spanacul este benefic pentru sănătate, însă vitaminele prezente în spanacul crud oferă o protecție eficientă împotriva soarelui în mod natural, iar procesul îmbătrânirii pielii va fi încetinit. Dovlecelul de vară poate fi introdus în sandvișuri sau consumat în formă de salate, conține carotenoizi care vor apăra pielea de razele soarelui. Și aici, antioxidantul luteină conține și o sursă excelentă, este porumbul. Putem mânca porumb pentru a ne proteja pielea de leziunile ultraviolete. 4. Sunt fructele de cuboabe albastre și violete, ca murele, coacăzele, afinele, fructele de asai. Toate acestea ce au în comun? Au acest pigment albastru-violet.
care este numit antocianină. Aceștia sunt unii din cei mai puternici compuși cu rol de apărare a organismului, care contribuie la reducerea riscului apariției multor boli cronice și degenerative și oferă o protecție excelentă împotriva razelor ultraviolete. Aici putem consuma și spirulină, care conține un antioxidant puternic, care este de 500 de ori mai puternic decât vitamina E. Pudra verde de spirulină sau suplimentele de spirulină protejează pielea și ochii de efectele nocive a razelor ultraviolete. 4. Acizi grași esențiali ca omega-3, care se conține în pește sau în semințele de chia. Peștele este acea sursă sau secretul constând proprietățile antiinflamatoare puternice ale acizilor grași esențiali, protejând celulele de acțiunile radicalilor liberi și diminuează riscul de cancer de piele. De ce trebuie să includem în dieta noastră somon sălbatic, ton, sardine sau suplimentele de omega în timpul odihnei la mare sau la munte sau înainte de a merge în vacanță cu o săptămână, de a consuma suplimente de omega. Sau semințele de chia, care și ele sunt o sursă importantă de omega-3, care reduc inflamația și acționează ca un protector solar natural. 5. Sunt legumele crucifere, ca broccoli, conopida. Ele conțin o cantitate de antioxidanți care ne protejează pielea de razele ultraviolete. Și 6. Sunt condimentele aromatice, ca ghimbirul sau turmericul. Ghimbirul conține o substanță care ne protejează de rasele ultraviolete, însă rădăcina de turmeric, care pot fi puse în alimentația noastră și putem să gătim culoarea galbenă, conține niște compuși numiți curcumina, cu efect antiinflamator care susține sistemul imunitar, îmbunătățește activitatea creierului și protejează pielea. Turmericul face parte din compoziția mâncărilor pe care le preparăm. Sunt alimente care crește sensibilitatea organismului și a pielii de a se proteja de razele ultraviolete, ca prăjelile, patiseriile, mâncarea fast food, țelina, lime, pastârnac. Toate acestea trebuie să le evităm. Cum arată un meniu pentru întreaga zi, la munte sau la mare? Vă recomand la micul dejun un smoothie cu fructe de pădure sau un smoothie cu spirulină, cu semințe de chia și cu afine. Vă las în descriere o rețetă cu un smoothie care e preferatul familiei mele. Și la prânz vă recomand o supă cremă rece sau caldă din roșie sau din broccoli. Mie îmi place foarte mult această supă și are aceste două ingrediente, și roșie și broccoli, care este foarte gustoasă și are o aromă deosebită și poate fi consumată atât caldă cât și rece. Și mie îmi place foarte mult și sunt sigură protejată de razele ultraviolete. Pentru cine vă recomand o salată mare cu pește și porumb sau legume la grătar sau legume la cuptor cu pește? Pentru gustări, mâncați fructe din belșug care vă plac. Mâncați pepene, o altă gustare pot fi porumbul fiert sau la grătar, sau puteți să nu uitați de limonadele cu ghimbir și cu mintă. Și nu uitați să vă protejați nu doar din exterior, dar și din interior. Vă doresc o vară frumoasă și să vă încărcați bateriile la maxim. Vă pup și totul este iubire!